Consilierii județeni Călărășeni au aprobat în ședința ordinară din luna martie proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale județului Călăraș și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. Consiliul județean, prin arhitectul șef al județului, asigură organizarea și funcționarea acestei comisii și acordă sprijinul metodologic și operațional pentru autoritățile administrației publice locale, precum și monitorizarea îndeplinirii responsabilităților și implementării acțiunilor stabilite la nivel local. Așezarea informală este o grupare de minim 3 locuințe destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile și care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. Așezările informale sunt situate de obicei la periferia localităților urbane sau rurale, cuprind locuințe improvizate realizate din materiale recuperate sau locuințe realizate din materiale de construcții convenționale, iar prin localizarea și caracteristicile sociodemografice generează excluziune, segregare și marginalizarea socială. Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale va fi constituită din reprezentanții structurilor specializate privind amenajarea teritoriului și urbanismului, control și disciplină în construcții, asistență socială și protecția copilului de la nivel județean, sănătate publică, problemele romilor de la nivel județean și din unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora au fost identificate astfel de așezări informale, precum și prin reprezentanții comunităților din așezările informale de pe teritoriul județului și reprezentanți ai societății civile. În acest scop, Direcția de Urbanism a solicitat în scris entităților prevăzute de lege reprezentanții care vor activa în cadrul acestei comisii. 11. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale județului Călăraș și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Funcția urbanistică, nu m-am ținut, sunt aviz favorabil, nu sunt amendamente, domnul Gil a solicitat înlocuirea domnului Ceacărescu din comisie, deoarece nu mai este angajat al instituției prefectului. Nu se poate. Între timp, de la așa, prefectura a trimis document prin care nominalizat pe doamna Moanea Daniela în partea instituției prefectului. Asta urma să vă și fac. De ce îi fac? Domnul Ceacărescu i-a înlocuit doamna Moanea Daniela. Dar mai că aici e o problemă în sensul că... Să răspunde domnul Mezișanu și vă dau cuvântul domnul Toma. Domnul Șide, aici am vorbit cu reprezentanții dumneavoastră în comisii și am înțeles. Mie, pe moment, mi-a fost rușine că nu știam terminologia asta. Auzisem pentru prima dată de așezări informale și mi-am însușit termenul, am citit, am învățat despre ce este vorba și am înțeles că este pentru prima dată când la nivel de Consiliu Județean se analizează acest aspect care este prevăzut și în câteva acte normative. Am înțeles că președintele comisiei este domnul arhitect șef și îi mulțumesc că este prezent. Aș ruga să știu în cât timp, dacă este pentru prima dată când are loc această acțiune, această monitorizare, în cât timp vom ști, domnule arhitect șef, câte comunități sunt în județul Călăraș, la ce riscuri sunt expuse, pentru că actul normativ prevede cele trei tipuri de lixuri. Dar cum estimați? Prin amendarea legea 350, acum un an și un pic, s-a cerut înființarea acestor comisii. Am început corespondența de anul trecut cu toți primarii, am primit de la ei răspunsurile să identifice aceste așezări informale, care înseamnă minim 3 unități de locuit la marginea localităților, dar numai pe domeniul public, nu ne interesează comisia pe cele pe terenuri private. Era urmând să intre după constituirea acestei comisii cerută și de Ministerul Dezvoltării și de Asociația Națională a Romilor, să înceapă să lucreze la atragerea de fonduri pentru îmbunătățirea acestor condiții de viață, care înseamnă la nivelul primărilor identificarea terenului, înregistrarea, obținerea de autorizații de construire, mă rog, aia aduce și a integra în comunitate. Dar deocamdată se constituie comisia, constituită sub instituția arhitectului și ca membrii primarii localităților respective, plus reprezentanții județeni, care sunt direct implicați. Lista este atașată proiectului. Am văzut, credeți așa că
trei luni de zile asta la nivelul național, da, să apară, bănuiesc, niște norme de aplicare la nivelul tuturor județelor, pe care să ne se spună ce trebuie să faci următor. Deocamdată lege cere constituirea. Da. Noi o facem, o aprobăm, comunicăm mai departe la nivelul dezvoltării și așteptăm instrucțiunea. Da, dar înțeleg că vor să miște foarte repede, de-aia m-am și grăbit. Deja am vrut de cerința pentru Dezăvăma, dar n-am avut de la prefectură foarte repede răspunsul. Deși nu numai, s-au mișcat mai greu oamenii, pentru că am înțeles foarte greu exact ce spuneați, ce înseamnă aceste așezări informale, care, sigur, acum au fost, să zic așa, inițiale. Da. Eu vă mulțumesc și o să rog executivul și pe dumneavoastră undeva în maximum 3 luni de zile să ne informați care este stadiul. Imediat după ce se aprobă hotărârea, am sutimet ministrul de Dezvoltare și o să fie acolo cum mai departe instrucții. Vă mulțumesc frumos. Supun la vot cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Proiectul de hotărâre numărul 11 a fost aprobat.